Barabi, sama. Mama ko tatay pakot. Mama ko tatay pakot. Mama ko tatay pakot. No biera ng tatay ko. At man ko rin ka. Bă, salută fratele Conacu și Ami. A? O scap. O scap. Cum să scap? Bă, salută fratele Conacu, ziua 2 de daily vlog. A venit și Cori la timp, aproape la timp. Coria mea a venit la timp. Astăzi vă zic bună dimineața împreună cu Amița. Avem un cadou pentru voi. Astăzi mergem împreună la Videle să-l vedem pe Neveu, să-i ducem și lui un cadou. Dar voi nu o să știți ce e aici până nu ajungem la Neveu acasă. Fără alte introduceri, like, subscribe, follow pe Instagram la Jigosul Suprem și haideți să mergem în tripul ăsta până la Videle. O să vă zic din mașină ce mai avem de făcut. Bună dimineața, o zi perfectă ca fratele vostru. Bă, cred că cu toți vă întrebați oare ce-i duc lui Neveu. Da, știți cu toții că e un tricou aici, că nu puteam să pun o cană aici. E un tricou. Dar oare ce tricou este? O să aflați la Neveu, haideți să-l vedem pe gras, vrea să filmăm și noi ceva. O să fie destul de lung drumul, dar o să mai vorbim noi una alta, știți ce zic? Vă pupă, frate. Vrei să vezi cum face flexul când tai fier cu el? Cu pânza de lemn? Asta zici că e o vioară de aia, gen... Fără coarde. Ia auziți. Căldură mare, monșeria, uite. O zi plină, dar nu la fel de plină ca ieri, trebuie să recunosc. Avem de... S-a evit acum să mergem la Neveu în Videle, o să pierdem 2 ore și cu 2 ore, 4 ore din zi doar pe drumuri și cu ce mai stăm pe aia vreo 5 ore. Foarte aglomerat, foarte, foarte aglomerat Bucureștiu. Avem de mers la Neveu, dacă avem timp când ne întoarcem să luăm de la Dedeman pentru balcon să-l facem, dacă nu mâine, tot mergem de pe zi pe altea, dar știm că trebuie să facem treaba asta. Dar nu știu dacă următoare, peste 2 episoade sau 3 episoade, sigur, de daily vlog, o să mergeți și la țară, unde am copilărit eu la bunica mea. De acolo vin story time-uri de alea cu gâștele, cine ține minte cu gâștele. Când s-au îmbătat gâștele și s-a apucat mama aia să le jupuiască. Multe, multe story time-uri care vin de acolo. O să cunoaște și pe bunica mea locurile unde am copilărit eu. Ce să vă zic? Stați pe fază. Fiți pe fază, că se întâmplă multe chestii frumoase pe acest canal. Dacă nu ați făcut încă treaba asta, vă reamintesc eu acum. Mamă, ce e ce mâncați. Apăsați butonul de like, subscribe dacă nu ești abonat. Unde te bași, mă? Like dacă n-ai făcut-o încă, subscribe dacă ești nou pe acest canal și nu te-ai abonat. Follow pe Instagram, la Jigosul Suprem, ca să vezi ce poste zi de zi, vă dau spoiler acolo la tot ce se întâmplă. Băi, suntem în Cornetu. Ha, i-a căzut la o cutie. Ca că nu s-a văzut pe filmare. Suntem în Cornetu și eu am mai fost o singură dată la Neveu, dar am luat-o pe autostradă, am luat-o pe A1, București, Pitești și am făcut stânga la un moment dat și am avut un drum, dacă ne întoarcem, întoarcem pe acolo. Am apucat să sunăm între timp și la Ionuț, la Mărci, l-am certat un pic pe Ionuț, am spus Ionuț, am pierdut câteva comenzi din cauza ta pentru că omul a avut de așteptat și nici eu n-am stat numai pe telefon să-l sun pe om, domne, l-am sunat odată, am zis că o să plece spre el comanda, tu nu mi-ai făcut-o și la timp și da. Vine la amândură, l-am certat un pic pe Ionuț și acum mai avem 46 de minute și ajungem la Cătălin Neveu, Cătălin Craiu. O să aflăm cine este cu adevărat acest Cătălin Craiu. Glumesc. Suntem pe drumul vechi. Sau ai zis tu gras? Cum ai zis tu? Drumul spre Alexandria. Drumul spre Alexandria. Bun. Eu am luat odată recute pe A1. Ce pot să vă zic? N-am mai fost pe drumul acesta până acum. Uite-l, mă, ce facem.
ce faci, mă, cu tirul, așa ceva? N-am mai fost pe drumul ăsta, foarte multe restricții. Nu înțeleg de ce mă bagă pe aici. Da, na, scuze, domnule, așa. Limită 50, dacă eu am 60, tu cât ai, mă? Nu mai contează. Bun. Foarte tare, suntem pe în Cornetu, am trecut de Bragadiru, Cornetu, nici nu știu ce urmează, dar îmi place drum. Cum? Mihăilești, parcă. Mihăilești. Super, super tare. Văd că avem niște apă în dreapta, pe aici mi-arată pe voi. Super, super tare. Chiar, avem oameni care stau în partea asta, în Cornetu, după Bragadiru, că în Bragadiru v-am zis în primul clip. Cornetu, Mihăilești, Alexandria, Videle. Let me know, let me know acolo. Bă, băieți, am ajuns la Videle. Urât drumul, că denivelat, corii s-au urcat, mașina n-a picat. Urât drumul, urât, că e țară, drum. Dar acum l-așteptăm pe neveu să vină. A venit să ne ia, să ne ducă undeva. Unde ne băgăm? Nici nu mai știu unde stăm. E frumos, mă, audio ăsta lui. Bă, da. Frumos, frumos. Dar vrea mult pe el, mă, 17.000, mă, e mult, mă, frate. Vrea mai mult ca valiză? Da. 17 mult, e 17.000 e mult, băi, Cătăline, nu știu. Poate un 13.000 jumate, dar nu știu ce să. A, pe ăsta ai dat 13.000? Da, pe ăsta da. Ia uite unde s-a băgat. Nu avem umbră aici, unde e să ai umbră, mâncați. O, salut, mamă, ce șaoline e în picioare, să moară tata. Dar poți să te duci ușa de tine? Da, frate. Ce faci, cătuțule? Te pup vreo ce zici. Ce faci? Ce fac, mă, miroși bine, miroși. Să trăiască cameramanul. Bă, băieți, pe numele mic. L-am luat aici pe Cătrin, am venit aici la... Ai văzut? El a dat noroc și a dat cu camera spre tine, este la noroc. Hai, mă! Sunt la Cătrin acasă, am venit să mâncăm o ciorbă de burtă făcută de... Bă, ți-am adus un cadou. Ce cadou mâncați? A, mi-a adus tricou, mă? Ți-am adus un cadou, nu e tricou. De ce? De unde știi tu ce e? E tricou? E cadou tău. Păi îți dau și eu un cadou. Ia deschide-l. Hai să vedem. Hai să vedem. Unboxing. Unboxing. Dacă vrei și 2-300 de aici, nu mai are YouTube-ul, nu cați în botul tău. Da, ne-a. Eram sigur, mă, că mi-i dădea. Am și eu nou nouă să-ți dau. Îți dau tricou la copii. Ce? Vezi că ăsta e premium meu. Ești mecher, mă. El mi-a adus? E bun elul de mine? Păi ia, vezi. Mamă, e tank, ești nebun? Îmi place, bă, băiatele. E frumos. Băi, cât vrei, mă, pe el? Îți dau, uite, ți-o dau pe asta și mai îmi dai 10 porci. M-am uitat, ești nebun, direct cauciucuri de-astea Goodyear. Ce ai? Eu am Michelin, frate. Michelin, cum se spune cameraman? Mai scumpe? Michelin, parcă. Am nici eu, nu știu. Vrei să zic cât am dat pe ele? Cât? 15 peste bucata am mâncat, ziceam aici, am luat de vin de cauciucuri. Păi da, bine, eu am dat 13 milioane pe toate. Tu n-auști le face, tu n-auști le face asta? Le ia de-astea tot cite și le bagă, le râcâie ca să pară că sunt... Știi ce zic, nu? Știi ce zic? Da. Nu, asta nu știu că sunt așa, dar 2013 cauciucurile, gândește că au 7 ani. Păi și au ceva cărnă. Nu, uite-te pe aia din față, care astea au, alea din față au mai mult. Erau bine, bine alea. Bag ceva carne. Bagă mâna aici între astea. Păi da, mă, să vede, mă, au ceva carne pe ele. Dar nu, ale tale sunt mult mai bune, frate, ia uite-le. Deci, mă, mă, le-am luat în mai bine. Mă, uite-le cum sunt. Zi, mă, îți dau 20.000 acum cash pe? Nu, dau, frate, uite, lucrez la poliție, ce drept cu ăsta? Aia mă scapă de multe chestii. De la mișto pus? A, nu, 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 nu. Și cine lucrează? A, soția? Da. Fără mișto. Da, mă, nevastă mea, dacă la rutină, dacă vreodată te prinde, ți-a permis. Love is in the air, everywhere I look around. Nu am vorbit așa, nu am să-l țin, că dacă era, îl țineam din ca lumea, dar am zis, bă, să nu-l deranjez, poate până la oameni se simt, se simt deranjați, eu asta am pus ceva întrebări, pentru să cunoască lumea despre sindrom, despre astea, că nu prea știa lumea, știi? Da, da, da. Că nu vezi multe clipuri, acum da, ce-a postat ai umorul. Da, da, da. A fost și fatea aia Emicler la... Da, de la LOL, am văzut. Mi-a dat mesaj cineva astăzi, zice... Mi-a dat și mie cojul. Cu ce? Cu Emicler, că a fost no, la... Mie mi-a dat, dar ce-a făcut? S-a dus și eu, vorbea, avea un papagal, ea știa. Ah, ok. Da, știu că dacă se uită pe vlogul ăsta, să știi că îmi place de tine. Eu am e tare, fata mă, mie îmi place de ea. Am primit un mesaj, dacă vreau,
dacă poate să-mi doneze pe live pentru duminică să se fac promovare, să voteze lumea pentru, nu mi-a zis pentru cine, pentru o fată care face și YouTube și participă la Iomor. Aha. Și am poate, da. Bine, nu i-am zis omului, am zis, bă, nu fac. Bă, mie toate gaci cine îmi donează pentru promovare, mă, ești nebun? Numai gaci ce îmi donează pentru promovare, să moară vet. Ia zi-ne, Cătăline, de piesa aia cu Adi de la Vâlcea, mai faci? Care? Nu știu, mai faci, mai scoți? Asta nu. Deci fii atent cum e genie. Vai, 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 de ca Ana Gerburai. Ai auzit, deja știi. Ia, dă-i ce mai stai. Hai, Cătăline, hai să bem o noapte. Deci, vai, 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 de ca Ana Gerburai. Dă-i ce mai stai. Îți mai zic mai departe, că n-am pune. Gata, dă spoiler. A, frumos aici, aveți și teren. Câte kilo de fier aici la videle? Ia. Păi vezi că l-au rupt, băieți. Păi cam câte? Hai zi. Unde mă duci, mă? Heba. Băi! Îți fac felul, mâncați. Da, la Gherburai m-ai dus la alea? Da. Dar ce înseamnă la Gherburai? Nu știu. Uitați-vă unde mă duce ăsta. Vino cu asta, mă. Vino cu asta? Da. Nu, mă. Asta înseamnă, mă. Mi-a zis Cristi, că asta e vorba lui. Uite, asta e casă. Eu l-am văzut pe Cristi și unde l-am... Asta? Nu intru. De ce? Nu intru. De ce? Are și WC-ul? Nu e mai acasă, ești prost. Asta era, mă? Ce? Bă! Asta e. Bă, du-te! Du-te, mă, de aici! Hai! Bă, dar te dai jos? Nu mă dau jos, mă, să mă rămân. Hai de viață, mă! Hai, mă, lasă-mă! Nu vezi că s-a legat cu centura? Bă, termină-te, mă! Și mi-a dat stropi. O să mă atent cu țul meu dacă mă duc. Hai că merg cu spatele, că-mi rup capul pe aici, ești nebun? Hai, Tarzan. Ha, mă, cât unde am. Bă, mie chiar mă frică, fără caterincă, fără nimic. A, dar e deschisă, băi, rup. Mergi, atunci mergi din spate, grad, dacă nu poți. Nu fără ce-i pe jos. A, dar hai, mă, că e zic, nebun. Mă, cât de nebun. Bă, poate să fie o combinație. Poate este vreun șobolan de pe aici. Da, mor. Mor, șobolan, șerp. Sau un șerpe, când? Bă, ce-a fost aici, Cătălin? A fost un conac. Un conac? S-a închis o pată, da? Ce face? Am dat glumit. A, mă, ce mine. Aici a filmat Montrei? Da. Mamă, să mă dă tata, bă, să nu faci... Ce-i acolo, mă? Nu știu. Bă, să mă stai, mă, că m-a speriat la gaura aia acolo. Bă, bă, să mă rătune. Du-te, că nu mă... Dar unde-i pudu? Să-l aduci noaptea, să-i pui melodia asta. Ăsta noaptea nici aici pe câmă nu stă, dacă lași. Da aici, în casă. Ce faci, mă? Bă. Ce ai, mă, ies dracii din tine? Mamă, ia uite cum e de aici. Vine un coace. E. E heba. Uite, cum să vezi aici? Tu nu vezi foara aia care a târnat acolo? Zici că s-a spânzurat un... Unde, mă? Mă, du-te, dracu, mai faci mișto de mine, mă. Hai, mă, încoacă, nu vine nimeni. Dar parcă se vede o umbră acolo sus. Dar lasă dracu bățul ăla. Te-ai uitat la prea mult Dragon Ball Z, viața mea. Și tu de astea, mă? Da, ce frumos, ce frumos s-a prins căzătura. S-a dat acolo, mă? Am crezut că am scăpat camera pe jos. Am camera, nu dădea. Vezi că mai am un suc în spate dacă ți-e sete. Stai că am la căldurile. Îți spui așa. Uite, te-a tot acolo, cu fiu. Ha, mă, deschide. Te-a tot așteptarii să mă aduce.
Mamă, te uite, te bag rasele pe tine. Frate, cu mine vii acasă, m-ai lăsat în casă și te-ai trezit. Și când am venit în față, ai zis că ai văzut ceva. Și când mi-e frică de asta? Filmează-mă, ia, cum se vede? Că te duci tu acolo. Unde mai ai dus, mă, să mă alăgești? Mare cheie. M-ai dus acolo să trebuia să, mamă, să mă omor cu ăsta. Dacă mă înjura, îl înjuram și eu, ce... Ia uitați-vă ce mi-am făcut ăsta. Bă, n-am știut, frate, să mor dacă aș știut alcuie. Ești nebun că noi nu duceam acolo să facem. Poliția locală vine și are stea cu Franța pe el. Du-te, bă, dar aici mi-ai făcut cheie. Mamă, l-a rupt pe conacul, ești nebun. Mamă, nu mai vin atât de rău. Să moară de cuțură, dar nu mai vin aici. Nu mai vin, nu mai trebuie niciodată în viețișoara mea. Aoleo! M-ai pus pe story pe alea pe acolo să mă mor pe ăla. Uite ce-a venit ăla înțepat, ce pe alea pe acolo, bă. Unde mai duci, bă, să-mi faci cheie, bă? Ce ți-am făcut? Spune-ți... Nu mai zic nimica, că te pui pe story și mă mor pe ea acolo. Nu pe story, zici ce-am pățit. Zici pe cap în făitul, zici. Să mă mor tata, bă. M-am dus acum acasă aia pe să-mi stăm, am căzut la etajul 2 să rup gândul pe acolo și am venit să bată cu mine, dar un pic de-am făcut cheie cu mașina, semnal stânga, nu, te-am p***. Bă, ce mi-ai făcut, bă, nesimțitule, bă? Bă, cum poți să-mi faci una ca asta? Ce ți-am făcut? Cum o să mă duci fix acolo, mă? Bă, ești nesimțit rău de tot, bă. Mamă, Cătăline, ce bătaie mele, trebuie să dau cu cheia pe mașină pentru treaba asta. Nici nu pot să filmez, să ți le arăt oamenilor acolo. Da, uitați ce face Cătălin, bă, ne cheamă la videle din București. Deci mie, orașul, deci, Tom a părăsit orașul deci ăsta. Tom a părăsit orașul ăsta și ajungem aici și să mă cer cu lumea, să mă omor cu lumea. Deschide, mă. Uite, mă, conacule, filmează asta. Uite la piciorul meu. Uite ce-a trebuit mașină, ne vrem un cavaș. Ce mai aici? Lenor Silvan. Uite, deci tu, numai cu asta. Ia uitați-vă și acolo. Ia zi, mă. Și asta ce faci, le arunci? Da. Bravo, mă. Cori, ce faci? Mi-ai luat meseria. Ia, lasă mă bată din cauza ta, mi-ai făcut cheie să mor aici. Hai să dă schimb de tricol aici, așa. Iar mă pe tine. Mai mare, n-aveai triple XL ăsta de mine. Am luat el, mi-ai dat el, ți-am dat el. Ia uite-l cum vine pe el! Uite-l cum vine! Vezi că nu-i rău deloc. A venit și călcat. Ar... Care mai frumos, mă, băi? Ia, lăsa-te așa, să vorbească lumea în comentarii. Da? Fii atent, las, punem pe story care tricou e mai frumos. Da, dă-mă, punem pe story. Punem pe story. De la Casa Maria. 13 NV-ul. NV-ul, faci cu mine? Cum să nu, frate, cu oricine, oricine, cu toată lumea, noi sunt ca și la visat pe Iisus NV-ul. Cu oricine, nu-i problemă, eu nu am de asta.
de asta cu Inca, să vă dau de alea, știți? Da, da, da. Mersi. Cu mare plăcere, tot. Nu te mai știu, da. Păi, poți să nu, da, verificarea mea e... Cine verificarea ta? Miruna, da, 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 cum să nu, da, o știu pe mine. Suntem rude oarecum, știi, cu Miruna, eu cu Miruna, știi? Nu faci mie cu singur? Tata, tu ești. N-am cu tine? Nu. Să mergem și mie, da? Da, unde mergem? Vreau și eu, vreau și eu. Da, pare vlog. Haide, mă, cum ai vrea. Bă, voi am vrut cu tine. Conacul? Conacul cheamă? Da. Băieți, după ce am făcut mare cheie prietenului meu Conacu, n-am vrut să facem așa ceva. Am fost la o casă părăsită. Nu știam că este a unui prieten de-al meu. Părinții prietenului meu s-au supărat pentru că Conacu a luat o blană deja ruptă și a aruncat după prietenul lui pentru că l-a lăsat acolo. Ne pare rău pentru că am făcut acolo deranj, adică deranj că s-a urcat Conacu acolo. Bă, și chiar îmi pare rău. N-am adică... vrut să-i fac ei, adică interesul meu n-a fost asta. Bine, acum... Mie mi-era că mă bate băiatul ăla, sincer. Nu, nu te bate nimeni, frate, și ne pare bă, rău. Bă, dacă vezi treaba asta, sincer, scuze-mă, eu adică... N-am, n-a fost cu intenție, cu Conacu doar să... O familie mea, mă, doar fac poză. O poză, așa? Pe bune. Mamă, ce frumos miroase, jur, miroase frumos rău. Da. Frumos, ne-am luat masca aici. Băi, vă mulțumim că v-ați uitat la vlogul ăsta, voi. Super. Să pui și mâncatul, și mukbang-ul, da, tot. Da, mukbang-ul, tot. Vă mulțumim că v-ați uitat la vlogul ăsta. Eu am fost Conacu, el a fost Neveu. Urmează următorul vlog mâine, următorul daily. Sper să ne urmăriți pe Instagram, la Cătălin Neveu și la Jigosul Suprem. Like, subscribe, toate nebunile. Vă pupăm, băieți.